artiștii Antoniu, Radu Pulber, Adriana Elian și Andor Chemeveș. E un grup care are o poveste ce ține de apartenență. O apartenență care ține de comunitatea clujană, de comunitatea Universității de Artă și Design pe care am absolvit-o toți. Și de asemenea este o apartenență de vecinătate, vecinătate care este chiar geografică. Avem atelierele în proximitate unul față de celălalt, dar în același timp e o apartenență la un limbaj vizual deosebit de romantic, între care pendulează între figurativ și abstract, între zone care merg spre, de la romantism magic spre tot ce ține de magie și mister. Astea ar fi câteva lucruri care ne identifică pe noi ca și grup, un grup care ne-am reunit sub denumirea grupului Platformă. Particularitatea a lucrărilor mele este acest mixaj de limbaje și de transfer de limbaj plastic între pictura, pe care din punct de vedere vizual mi-o doresc extrem de contemporană, și inserțiile de broderie, care este un umil omagiu pentru bunicile mele, care ambele au fost dantelerese și și-au câștigat existența prin o muncă din asta extrem de minuțioasă și de migăloasă. Și este oarecumva o expresie a timpului, a ceea ce facem în fiecare zi, punct cu punct, cusătură cu cusătură, și toate lucrurile devin și se nasc ca o extrem de interesantă tapiserie sau broderie a timpurilor pe care le trăim.